Lecție despre Liliieș pentru elevii făgărășeni. Astăzi, începând cu ora 12, școlarii de la Colegiul Național Radu Negru au avut parte de o lecție mai inedită, subiectul abordat fiind Liliieci. Lecția face parte din manifestarea globală sărbătorită astăzi, Noaptea Internațională a Liliecilor. Lecția a fost însoțită de o expoziție foto. Evenimentul a fost organizat de către Centrul pentru Cercetare și Conservarea Liliecilor. Ce face Lilia acolo? Iese și el la plimbare cu prietenii și când colo vede o... Ce apare? De ce ori frumos așa? Ce apare? Apare o... Liliacă, Liliacă, plăgăță, o întâlnește pe... Copiii au aflat pe parcursul lecției tot felul de curiozități despre lilieci și chiar s-au distrat participând la o scenetă. Liliecii, cel mai bătrân liliac cunoscut vreodată? Știți cumva câți ani are? Cel mai bătrân liliac. A fost un liliac care a avut un semn făcut, da? Îi se pune un fel de cerculeț și este trecut într-un registru. Da? Și după 41 de ani, cam așa, cineva a găsit liliacul acela în viață. Deci să știe că, cel puțin, anumite specii de lilieci sunt foarte longevivi pentru un liliac, trăiesc și până la 40 de ani. Am văzut cum un liliac se dormi 6 luni, după care s-a întâlnit cu o liliaică, că a salvat-o de buvnițe, pe aia s-au îndrăgostit. A fost un teatru foarte frumos și îl recomand. Mi-a plăcut spectacolul ăsta cu liliaci. Am învățat cât dorm liliecii în sens, da? Da, m-a învățat multe chestii despre liliecii, m-ar fi foarte fun să știe mai multă lume chestia asta. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am învățat ceva despre lilieci care nu înveți în fiecare zi și a fost foarte frumos. Eu cred că teatrul a fost amuzant, chiar dacă a fost de copii mici, eu îl recomand. Ce te-a impresionat pe tine? Totul. Ți era frică de lilieci înainte? Nu. Dar acum, chiar, după ce ai văzut totul, ce părere ai despre lilieci? Tot la fel. Că sunt cum? Că sunt niște animale adorabile. Se organizează la nivel internațional, începând din anii 90, în peste 30 de țări și scopul evenimentului este de a scoate în lumină, ca să zic așa, rolul și importanța liliecilor în natură și în viața noastră, de a clarifica miturile legate de viața lor, de modul lor obscur de viață, ca să zic așa, și de faptul că se agață în păr și suc sânge, ceea ce nu este absolut deloc adevărat. Noaptea Liliecilor va continua astăzi la Cetatea Făgăraș între orele 20:30 și 22, când se va pune în funcțiune o aplicație cu detectorul prin care se vor putea repera ultrasunetele liliecilor.